cu jusuri naturale sau supe, cam de 4-5 ori pe zi. Nu din fructe, ci din... Și mixate, fructe și legume sau brocoli cu, sau conopidă cu diverse rădăcini de păstârnac sau mere cu... Da, sunt tot felul de combinații. Spune-mi dacă ai primit vreodată vreo propunere de la soțul tău să-ți facă, nu știu, o intervenție pe care tu ai refuzat-o. Din potrivă, cred că dacă l-aș ruga m-ar refuza. De ce oare? Cum îți explici? Pentru că mă cunoaște foarte bine. Așa. Și știe că gândul meu nu este dus niciodată până la capăt. În privința asta le simte și pe paciente foarte bine. Cum adică? Bine. Explică-mi. Uite, o să-ți explic. Vin pacientele, de exemplu, și el simte o nesiguranță. Faptul că pacienta nu este 100% convinsă că vrea să se întâmple cu ea o schimbare reală. Eu pot să fac înot, pot să alerg pe bandă, am voie să alerg pe bandă, aveam la un moment dat niște probleme cu coloana, între timp s-au mai rezolvat și am verde la toate lucrurile astea care sunt suficiente. Și le faci. Și le fac, da, le fac. Plus tot ce fac la sală, adică pentru musculatura paravertebrală și mă simt foarte bine. Asta zilnic? Ai un program? Zilnic, sau? Da. Zilnic? Da, zilnic. Fantastic. Și dimineața și seara, câte 10 minute acasă, deja le cam știu. Deci să ne asta notăm, este, da? Mișcare, detox și deja am aflat multe dintre secrete, da? Și o viață liniștită și frumoasă. Asta e foarte important. Să ne înțelepțim. Dar vorbește așa ca din cărți, viața liniștită. Toată lumea se plânge de stres. E... Sigur. Am auzit copii de grădiniță, sunt stresată. Uite, știi care este primul lucru pe care îl fac eu când ajung în redacție? Primul gest pe care îl fac când ajung în redacție, în jurul orei 3, după amiaza, am două colțuri ale mele. Colțuri, îmi place să le spun. Nu, este un colț al redacției, mă așez pe un fotoliu și mă liniștesc. Uite așa, ca și cum m-aș așeza aici, la clinică și m-aș... Uite așa, să fac ce vreau, să mă uit, să mă liniștesc, să văd oamenii, să mă uit la gândurile lor, să văd cum aleargă de acolo. Măcar 5 minute să ne luăm pe zi, să ne liniștim.